La biserică, iar mai apoi în jurul orei 14 la cimitirul Belu, unde va fi înmormântat. Aici sunt și foarte mulți membri ai familiei sale și foarte mulți simpli cetățeni, oameni de rând care plâng și, după cum vă spuneam, au adus foarte multe flori, foarte multe coroane. Chiar și președintele României și premierul au trimis câte o coroană de flori. Blestem clipa, blestem ceasul, care mi-au adus necazul. Pare nespus de rău că n-a trăit să se bucure la botezul fiului meu, Vlăduț, pe care, un nepot pe care și l-a dorit din toată inima și pe care îl iubea atât de mult. Le mulțumesc în mod special celor care sunt alături de mine. Atâția oameni au venit să mă îmbărbăteze și să îmi spună un cuvânt de duioșie. Noi nu știm să ne respectăm elitele, nu știm să ne respectăm oamenii de cultură, nu știm să profităm de ei în sensul bun atâta timp cât sunt în viață. După ce mor, rămânem cu amintirile. Aici e păcatul mare. Pentru mine a fost un om deosebit. Nu a fost numai naș, mi-a fost și ca și părintele meu. N-am cuvinte, nemaipomenit, un om rar întâlnit în această viață. Nu găsim cuvinte respectiv. Dacă Dumnezeu așa a vrut, am venit pentru câteva clipe, pentru omagiu. Mergem acum la Palatul Parlamentului. Cristina Șincai urmărește cea de-a doua zi a Congresului Extraordinar al Partidului Național Liberal. Reacțiile după deciziile luate aseară, când s-au ales președintele și prim vicepreședintele partidului, dar și ceea ce se întâmplă astăzi, totul va fi comentat de Cristina Șincai alături de invitații ei de la mini-studioul Realitatea TV de la Palatul Parlamentului. Bună ziua, Cristina! Bun găsit ție, bun găsit, domnilor și domnilor, începem de aici o nouă ediție Fabrica, pentru că vrem să vedem exact implicațiile acestor decizii luate în aceste zile de, iată, noul președinte al Partidului Național Liberal, care este Crin Antonescu. Ei conduc acum, fostul președinte actualul, foarte mulți lideri importanți conduc acum ședința, pentru că, iată, s-a făcut o predare de ștafetă. Crin Antonescu este de astăzi, iată, de ieri seara, dar mai precis de astăzi, pentru că a fost o noapte lungă la Partidul Național Liberal. El este cel care va conduce partidul în perioada următoare, cu misiune clară, aceea de a candida la prima funcție în stat. Iată, spuneam, suntem poate pentru prima dată în fața unei astfel de decizii politice, atunci când un partid își alege președintele, pune în prim plan ideea de a merge la Palatul Cotroceni cu un președinte și poate în planul 2 reformarea Partidului Național Liberal. Dacă este așa sau nu, poate mă vor contrazice sau vor confirma acest lucru invitații mei din Fabrica de la această oră. Domnul Cristiana Domniței, fost ministru al Educației, bună ziua, bine ați venit! Salut, mă, doamnă! Domnul Bogdan Olteanu, fost președinte al Camerei Deputaților, bună ziua! Bine ați venit, cel care, iată, nu a mai dorit să candideze la nicio funcție în partid, și domnul Bogdan Chireac, jurnalist, bună ziua, bine ați venit! Să revedem momentul victoriei! Îi mulțumesc lui Călim Popescu Tăriceanu pentru tenacitatea și curajul cu care a apărat valorile noastre liberale. Sper să fie începutul unui nou capitol în istoria partidului nostru și, cu ajutorul lui Dumnezeu, în istoria României. Dragă Crin, vreau să te felicit pentru succesul pe care l-ai realizat astăzi seara. Te felicit, dar nu te invidiez, pentru că ai să vezi cât de greu este să fii președinte al PNL-ului. Dacă omul acesta care vă vorbește și care a trecut de 90 de ani este în stare, după cel puțin 12 ore de neodihnă, să vă vorbească așa cum vă vorbesc eu, vă-mi dați seama ce sunteți dumneavoastră în stare să faceți pentru Partidul Național Liberal. Vedem, iată, chiar și atunci când Călim Popescu Tăriceanu a aflat că a pierdut această cursă, era un Călim Popescu Tăriceanu destins, relaxat. V-aș întreba, domnule Bogdan Olteanu, era un final previzibil acesta de aseară? Crin Antonescu să câștige, Bogdan Olteanu, Călim Popescu Tăriceanu să pierdă această cursă?
N-aș spune că era un final previzibil, dar era un final care statistic s-a întâmplat de suficient de multe ori, atât în PNL, cât și în celelalte partide ale României care au pierdut alegerile. E un final normal politic. Se poate întâmpla sau nu? De data aceasta s-a întâmplat. Tăriceanu a fost învins de un vechi liberal, de un liberal în care căruia nimeni nu-i contestă această calitate. Și atunci și această predare, dacă vreți, de conducerea partidului s-a făcut cu inima deschisă. Domnule Adomnițe, ați votat pentru Călin Popescu Tăriceanu? Nu pot decât să întăresc ceea ce a spus domnul președinte Olteanu și să vă spun că am speranța că Partidul Național Liberal și cu această ocazie va livra României o alternativă reală. Pentru că eu nu mă simt reprezentat de domnul Băsescu ca președinte și fac ceva în acest sens. Venim în fața românilor cu un candidat în care noi liberalii, un candidat autentic liberal, în care, noi ne exprimăm speranța că vom aduce victoria. Pentru România, în primul rând, pentru o normalitate în țara noastră. Nu am ascuns faptul că votul meu aseară a fost ca președinte pentru domnul Antonescu, fără, în schimb, am avut de ales, poate în puține dăți mi s-a întâmplat în viață, între două lucruri foarte bune. Și am ales pe cel care mi s-a părut cel mai bun la acest moment și care poate aduce cu el izul speranței față doar de a apăra ceea ce am avut. Considerați că ați trădat? Ce să trădez? Această idee, nu știu, ați fost alături de Călin Popescu Tăriceanu în guvern. Ați mers alături de el, Călin Popescu Tăriceanu poate v-a adus la București și v-a făcut mai cunoscut, v-a făcut ministru. Folosesc această ocazie ca să mai fac o mărturisire, pentru că ea este una cinstită. Dacă este cuiva cui să-i fiu dator pentru prezența mea în guvern, această persoană, evident, poate fi și domnul premier Tăriceanu, dar ar fi al doilea. Primul ar fi prietenul meu, Bogdan Olteanu. Și cam cât voi fi în politica adică liberală... Adică l-ați trădat pe Bogdan Olteanu, nu pe Călin Popescu Tăriceanu. Nu putem spune acest lucru, pentru că domnul Bogdan Olteanu n-a candidat încă la șefia PNL. Domnule Bogdan Chiriac. Domnule, spuneam Adinaur, deci se întâmplă în democrație. Liderul unui partid care nu reușește să ajungă la putere este schimbat. Iată, PNL a dat dovadă de maturitate și a schimbat liderul. Important e ce face acest lider în acest moment. Și am mai spus de nou acest lucru, acum suntem la aceeași masă cu domnul Bogdan Olteanu. Domnul Bogdan Olteanu a spus că, nu, asta a spus că 4 ani ar trebui să rămâneți în opoziție. Absolut. Sau pe durata acestei legislaturi. Care își face mai propriul mai program politic, având, cum să spun, timp în 4 ani de zile să se așeze, din acest punct de vedere. E, domnul Crin Antonescu are nevoie de toate motoarele pentru a deveni un candidat cu adevărat puternic la președinția României. De toate motoarele. Domnul Bogdan Olteanu a ținut Partidul Național Liberal 2 ani de zile la putere. De unul singur, în Parlament. Deci, domnul Bogdan Olteanu a ținut 2 ani de zile Partidul Național Liberal la putere, negociind în continuu. Sigur, de partea cealaltă s-a aflat adesea domnul Viorel Hrebenciuc, dar e greu să negociezi cu Hrebenciuc, nu? Din acest punct de vedere. Iar dorința de putere a fiecărui partid, firească, cum să spun, se manifestă și aici, să știți, dacă PNL, dacă domnul Tăriceanu n-ar fi dat dovadă de acea fierbânțeală de după alegeri, când dorea să fie prim-ministru de pe locul 3, iar PNL prindea un loc la guvernare, acest congres nu avea niciodată loc. E, el a avut loc, este o șansă, o mică șansă de primenire a vieții politice românești. Crin Antonescu poate deveni, repet, un candidat puternic la președinție, în condiția în care Traian Băsescu va fi puternic și brăzit de criză, cu o singură condiție. Să-și ia cu el toate motoarele. Deci dacă acum începe o bătălie în partid, să se taie capete, Bogdan Olteanu să lupte cu Ludovic Orban și alte lucruri de acest gen, o să vedeți primul rezultat la europarlamentare exprimat probabil într-o cifră pentru PNL, rezultatul PNL se va exprima într-o cifră și mai departe la prezidențiale nu știu ce ar putea să fie. Călin Popescu Tăriceanu în acest moment este liderul grupului parlamentar al PNL din Camera Deputaților, ceea ce iată a fost până sau în legislatura trecută domnul Crin Antonescu. Va fi și în conducerea partidului, că a fost președinte, dacă nu mă înșel, ca un membru direct. Ce va face Bogdan Olteanu în continuare? Sunt deputat, am colegiul pe care îl reprezint și am proiectele politice pe care vreau să le duc înainte în cameră. N-am
intenții să mă războiesc cu Ludovic Orban, mă interesează să mă războiesc cu Ecaterina Andronescu pentru că face prostii, mă interesează să mă războiesc cu domnul Pogea dacă continuă să se agațe de cifre fantasmagorice și vrea să blocheze creșterea economică sau relansarea economică a României. Astea sunt proiectele mele pentru această legislatură. Cred că e important pentru noi ca oameni care am apărut în politica mare la putere, primul mandat pe care generația mea, dacă pot să-i spun astfel, am avut în ochii publicului, a fost la putere, acum suntem pentru prima dată în opoziție, cred că trebuie să confirmăm că suntem capabili să ne manifestăm și politic și în opoziție și fără pârghiile puterii și fără rețeaua, resursele pe care le ai conducând un minister, conducând Camera Deputaților, oameni politici de mare clasă din România, sau oameni politici care s-au realizat în România, s-au afirmat în opoziție singuri. Dacă vreți două exemple, Emil Boc și Mona Musca. Erau membri ai Parlamentului României și atât, și au reușit foarte bine să strângă notorietate, respect, încredere, prin lupta lor de opoziție, prin ideile bune pe care le-au susținut acolo. Cred că ăsta e un test foarte important și pentru noi, de asta nu mă interesează nici funcții în partid. Cred că trebuie să dovedesc acum și cred că trebuie să dovedim acum că suntem în stare să lucrăm și de partea cealaltă fără resursele guvernării. Dar iată, mă gândeam mai devreme, Crin Antonescu, Ludovic Orban, au fost până acum o opoziție în interiorul Partidului Național Liberal. Sau au fost cei care, poate din când în când, criticau conducerea PNL. Dumneavoastră, veți trece acum în opoziția PNL-ului? Veți critica, poate, actuala conducere? Sau poate vă este, n-aș vrea să spun teamă, dar stați să vedeți exact cum reacționează ei față de dumneavoastră. Eu până acum am fost principalul critic al conducerii PNL-ului și cel care a spus lucrurilor pe nume în PNL, nu la televizor. Pentru că deciziile în PNL se iau în interiorul forurilor PNL. Colegii mei care au fost acolo și în conducerea partidului, în birou permanent și în delegația permanentă, știu cam ce spuneam eu acolo. Cred că acolo se aduc criticile. Pe de altă parte, în ce măsură domnul Orban, de exemplu, care a fost ministru al lui Tăriceanu, era în opoziție în partid, mi-aș dori să văd ca și în actuala conducere a partidului, cei care n-au fost alături de Crin Antonescu sau Ludovic Orban, se vor bucura de aceeași recunoaștere și de aceeași libertate de expresie de care s-au bucurat Antonescu, Orban, Norica, Nicolae, în perioada în care partidul a fost condus de Tărician. Pentru că, până la urmă, așa funcționează un partid democratic. Sigur că dacă nu o să fiu de acord cu ceva, am să-i o spun domnului Antonescu. I-am spus-o și până acum, mi-a spus-o și el mie, de foarte multe ori. Cred că așa funcționează relațiile în cadrul PNL-ului. Noi nu suntem un partid în care se scrâșnește din dinți. Când ai ceva de spus, deschizi gura și spui. Dar am să prefer, de fiecare dată, să o spun în interior. Domnule Adomniță, vreau să vă întreb, înțeleg că nici dumneavoastră nu candidați la nimic. Nu vreți o funcție în partid? Nu acum. Nu cred că e momentul pentru mine acum. În schimb, voi fi foarte solidar cu demersul Partidului Național Liberal de a aduce bine României. Și acest lucru nu putem să-l facem decât cu toți colegii noștri. Dar mă bucură. De ce nu? De ce nu v-ați testat, nu știu, poate notorietatea în partid? Sunt și alte căi prin care pot să fac acest lucru, nu doar o candidatură la birou poate să-ți aducă recunoaștere sau nu. Vă este teamă de un eșec față, într-o astfel de caz, competiție? În niciun caz. După cum vedeți, în primul rând am reconfirmat mandatul de deputat și, după cum o vedeți, cunosc foarte multă lume în partidul nostru, așa cum cunosc și ceilalți lideri. Eu am un alt proiect pe care îl voi urma preț de cei 4 ani de zile. Vreau și eu să spun că sunt adeptul ideii ca Partidul Național Liberal să intre la guvernare. Eu am mult mai mult, numai că și mult mai structurat și o să vedeți luni seara când va fi și răspunsul la moțiunea de pe educație, va fi discuția pe moțiunea de educație, moțiunea simplă. Dar vreau să vă spun că sunt adeptul ideii ca Partidul Național Liberal să intre la putere în modul corect, în urma unor alegeri. Acum că vor fi la termen sau anticipate este o altă discuție. Adică sunteți dispus să așteptați 4 ani în opoziție? Sunt dispus ca românii să poată să facă, să discearnă în primul rând, să poată să facă o comparație și să decidă singuri dacă ei trăiesc mai bine acum și dacă au perspectiva unui trai mai bun în acest an și în cei care vin, sau a fost mai bine în alte vremuri, când poate au avut o altă șansă în primul rând, neapărat trai de nivel de trai. Au decis, ca să spunem așa, dar abia au fost alegerile. Absolut. Și tocmai de aceea spun, toată lumea trebuie să-și tragă învățămintele. Și noi, ca partid care tocmai proaspăt am intrat în opoziție, românii care au ales într-un fel vor vedea dacă au făcut alegerea bună. Lucrurile acestea nu se pot decanta într-o măsură de luni. Trebuie un timp să treacă. Și pentru noi, în partid, trebuie să treacă un timp pentru a ne structura, pentru a ne așeza
și, repet, pentru a urma țelul pe care îl are fiecare partid într-o democrație, cel de a conduce prin faptul că poporul a înțeles ce își propune acel partid și a dat votul. Vreau să mă întreb, domnule Chiriac, bun, Crin Antonescu pare a fi liderul care să meargă, să se bată, probabil cu Traian Băsescu, pentru prima funcție în stat. Cine va conduce partidul? Domnul Crin Antonescu va conduce partidul. Dintr-o campanie electorală este mai greu, asta spuneam, nu partidul, va avea toată atenția. Da, partidul nu are foarte multă treabă în acest moment, să știți. Partidul este în opoziție, vor fi lideri oricum care vor ieși, deci domnul Bogdan Olteanu oricum va fi chemat la televiziune, indiferent ce ar fi. Dânsul n-a candidat fiindcă are această înțelepciune în a nu începe un război dacă nu e sigur că îl poate câștiga. Și atunci dânsul a rămas, cum a spus, simplu deputat. Dar domnul Crin Antonescu trebuie să-și facă, repet, este important pentru domnia sa să aibă o echipă puternică. Fără o echipă puternică care să-l facă cunoscut, fără organizații care să-l prezintă ca pe o alternativă, domnul Crin Antonescu nu va reuși să-și învingă primul adversar, care va fi domnul Mircea Gioană. Deci cu domnul Traian Băsescu este runda finală. Deocamdată lupta se va da între liderul PSD, între domnul Mircea Gioană și domnul Crin Antonescu. Domnule Bogdan Olteanu, haideți să vedem în continuare. Adică vreau să vă întreb dacă PNL-ul era acum la putere, mai aveam acest congres? Îl mai schimbați sau îl mai schimba PNL-ul pe Călin Popescu-Tăricean? De principiu, partidele care sunt la putere sunt mulțumite de rezultatul obținut și de poziția în care se află și nu își schimbă prea tare liderii. Pe de altă parte, nu mi-aș fi dorit să fim la putere în actuala formulă, pentru că vedem situația în care se află la putere alături de PDL și cu un tandem Băsescu-Boc, PSD-ul, care e un partid mai mare și mai puternic acum decât PNL. În ce situație s-ar fi aflat PNL-ul alături de PDL, cu un premier PDL, Emil Boc, probabil, cu un președinte foarte PDL, Traian Băsescu, ce forță ar fi avut PNL să se impună, să-și impună niște idei, niște politici, niște elemente de acțiune. Poate cu PSD-ul, nu? Spunea și domnul Bogdan Chiriac, ați discutat destul de multe ori cu domnul Viorel Hrebenciuc. Am discutat de multe ori, nu doar cu domnul Viorel Hrebenciuc, ci cu întreaga conducerea PSD-ului. PSD-ul a avut în decembrie o mică problemă. Nu a câștigat alegeri. În momentul în care PSD a constatat că n-a câștigat alegerile și momentul cheie, dacă vreți, a fost probabil declarația președintelui. PSD este câștigătorul moral al alegerilor, dar câștigătorul constituțional este PDL. Și de la PSD au înțeles foarte simplu că PDL va forma guvernul. Și caut două variante, să meargă cu PDL la putere sau cu PNL în opoziție. Și opțiunea PSD-ului a fost cât se poate declară la acel moment, nu mai avea sens să discutăm noi cu ei dacă ne înțelegem sau nu. Noi începusem niște discuții care se blocaseră la cota unică, nici măcar nu reușisem să trecem de acest subiect al cotei unice, pentru că înainte ca PSD să se gândească dacă ne poate accepta această condiție la care noi nu renunțam, s-au hotărât că de fapt vor să meargă la guvernare pe calea ușoară alături de PDL. Calea e ușoară și au acceptat și cota unică. Au acceptat absolut orice, vor accepta în continuare absolut orice și probabil între PDL și PSD vor fi 10% diferență la europene. Eu cred că PSD repetă scenariul pe care PNL l-a repetat în 2005. A intrat un element deosebit în calcul aici și anume candidatura doamnei Elena Băsescu, care va mușca din voturile Partidului Democrat Liberal. Deci acolo este brandul Băsescu și care va fi resimțit. Deci nu știu dacă PDL va mai avea 10 puncte înaintea PSD. Dar rațional, dacă adunăm cele două cuantumuri de voturi care vin din același bazin electoral, în această situație, PSD va suferi consecințele pe care PNL le-a suferit în 2005, practic o vampirizare politică de către Traian Băsescu și PDL. Vampirizare politică. Păi tot vorbim acum de relansarea brandului Dracula. Nu, da, o spun pe un ton nepeiorativ, da? PDL își va asuma, absolut. PDL își va asuma elementele pozitive, indiferent cum sunt ele, indiferent care sunt ele, iar PSD va suporta partea negativă. Bine, din ce parte te uiți? Eu mă uit și la PSD-ul care își creează deja o platformă, dacă în cazul unui eșec știe să spună, domnule, eu am spus atunci că nu e bine, noi am spus PDL-ul, nu a vrut. Fiecare. Eu vă spun din ce parte mă uit. Eu mă uit din partea anului 2005, din partea unei experiențe trăite. Mă uit din partea lui 97, unei alte experiențe trăite. 2009 nu seamănă cu 2005 din cauza crizei economice. Spuneți așa, în 2005 e adevărat, se adăugau elemente pozitive. Țara era în creștere. În 2009, PDL-ul își va adăuga multe elemente negative, să știți. E posibil la prezidențiale, dar europene nu cred. Șomaj, neplata pensiilor la timp, diminuarea veniturilor bugetare, șomaj masiv în domeniul privat,
Astea sunt lucruri care nu cred că vor putea fi ținute cu totul în frâu, cu totul. Fiindcă e corect al mintării. Cred că vârful crizei va fi atins în vară-toamnă. Vârful de anul acesta. Că urmează greul anul viitor. Domnul Chirac, și aici noi ne separăm complet de actuala putere și de cele două partide cu care eventual am fi fost în discuții. Un minut, dacă îmi permiteți, doar să punctăm. Am văzut mai devreme Ludovic Orban, un câștigător. Dacă ieri era ziua lui Crin Antonescu, toată lumea l-aplauda, iată, astăzi toată lumea este în jurul lui Ludovic Orban. Dar vreau să readuc aminte, Ludovic Orban a fost de asemenea un opozant, să-l spunem, a domnului Călin Popescu-Tăriceanu. Știm când Ludovic Orban conducea, iată, imagini în direct, vedem Ludovic Orban fericit. Orban a fost cel care a condus filiala București, Partidul Național Liberal, organizația de București, până când această organizație a fost dizolvată. Dacă nu mă înșel, Călin Popescu-Tăriceanu a preluat șefia acestei organizații. Iată așadar, în istoricul acestui partid sau în ultimii ani, să spunem, cei care astăzi au preluat conducerea partidului sunt cei care poate au avut puțin de suferit de pe urma lui Călin Popescu-Tăriceanu. Ce spuneți, domnule Bogdan Olteanu? Asta cred că trebuie să judece dânsii, ce măsuri le-a fost bine sau le-a fost mai rău în perioada respectivă. Eu vreau să sper că ceea ce vor face va fi mai bine decât s-a întâmplat la organizația din București, de exemplu, care a fost cea mai slabă organizație a partidului. Miza noastră e 30%, asta au anunțat cei doi candidați prezidențiali ieri, înainte de a avea noul președinte al partidului. Miza rămâne și ca să obținem 30%, nu mai putem să tragem tot de cai de curse, de Hunedoara, de Giurgiu, de Călăraș, de Buzău, de Bacău, de Bihor, de organizațiile noastre puternice, trebuie să ne punem și gloabele la treabă. Sunt câteva gloabe în partid, trebuie să spunem lucrurile pe nume. Bucureștiul, dacă nu va mânca jerate, că nu știu dacă se ridică ușor pe picioare, pentru că de ani de zile e o organizație care are rezultate foarte proaste. E organizația din care fac parte, de altfel, și sunt și eu o parte a performanței acesteia, dacă vreți, și colegul Antonescu și colegul Orban și eu am obținut un scor destul de modest la parlamentare, cam 30%. Ceilalți colegi au obținut scoruri ceva mai proaste, pe la 10%. Și trebuie să schimbăm genul acesta de management politic dacă vrem să ajungem la 30%. Vorbea aici domnul Chiriac despre motoare. Da, avem nevoie de toate motoarele în funcțiune, dar trebuie să vedem și dacă motoarele împing avionul în aceeași direcție sau unele trag înapoi. Ieri, de exemplu, eu am fost extrem de dezamăgit văzând aici prezența seniorială a lui Dinu Patriciu. E un motor care trage PNL-ul înapoi de 4 ani și nu înainte. Dacă unul din fără îndoială, și știm foarte bine că în 4 ani consecințele cele mai importante, consecințe negative, da, de imagine ale PNL-ului. Dar fără Dinu Patriciu, sau v-aș întreba, este el principalul finanțator al PNL-ului? Cât am fost eu implicat în chestiunile legate de PNL, adică până la această campanie electorală, Dinu Patriciu n-a dat niciun ban PNL-ului. PNL-ului, ca Partid Național Liberal. Nu știu dacă a finanțat campanii electorale a unor candidați, ale unor filiale, e foarte posibil. Asta este chestiunea domniei sale. Sectorial, adică la nivelul campaniei naționale, domnul Patriciu n-a dat bani nici în 2004, nici în 2008 și știți bine că astea sunt lucruri verificabile pentru simplu motiv că se publică monitorul oficial. Problema însă, și hai să fim serioși, pe orice forum intrăm, orice articol de presă citim, primul lucru negativ care se spune despre Partidul Național Liberal este legătura sa cu domnul Dinu Patriciu. Eu nu cred că cel mai bun lucru pe care putem să-l facem astăzi este să ni-l asumăm în mod public pe domnul Dinu Patriciu. Eu l-am apărat atunci când am crezut că e supus unor abuzuri, de exemplu atunci când au încercat să-l arestez. Ceea ce nu mi se părea potrivit, nu cred că vrea să fugă din țară și nici să se sustragă cercetărilor. Nu cred însă că este un lider politic care să se potrivească partidului sau alegătorilor Partidului Național Liberal. Doamna Șinca, eu aș vrea să revenim puțin la o temă anterioară. Nu, eu aș vrea să rămânem la aceasta, un minut, dacă îmi permiteți. Este nevoie de Dinu Patriciu în continuare, în Partidul Național Liberal? Dinu Patriciu este membru liberal încă din 1990, așa cum este și câștigătorul. Președinte de onoare al PNL Prahova. Eu nu știam că în statutul partidului să avem pentru organizațiile teritoriale funcție președinte de onoare. Deci, ceea eu ce, nici atât, dacă dar mi-a fost dezvăluit acest fie... lucru, dacă îmi permiteți, domnul Teodor Meleșcanu, care este tot așa cred din zonă, cred că a făcut-o, a făcut-o domnul... sub formă metaforică, dar ceea ce aș fi vrut să spun, și cred că e important, românii poate sunt mai puțin interesați de, deja, în afară de președinte, deja numărul 2 și ceilalți lideri ai PNL-ului. Românii cred că sunt mult mai interesați de ce are acest partid, care, iată, se spune despre el că s-a înnoit, de oferit lor. Ce, cu ce venim noi în fața românilor și spunem, uite, dacă facem aceste lucruri, vom reuși să facem ce poți traversarea crizei mai ușoară.
Și aici ne-am contrastat puternic cu cele două partide din arcul guvernamental. Suntem singurul partid care pledăm cu toată puterea pentru reducerea în continuare a taxelor. Dar pentru a da șansa firmelor. Da, și românii trebuie să aprecieze acest lucru. Dacă ce spunem noi este corect sau este corect ce spune puterea. Adică să creștem taxe. Pentru că într-o perioadă de criză în care avem mai puține lichidități, nu poți să speri cu sinceritate că tu ai să colectezi măcar atâția bani din taxe cum ai colectat anul trecut, când oamenii nu aveau o problemă și erau mai largi în a-și face cheltuielile. Aveți dreptate, dar... Iertați-mă, dar e foarte important. Nu avem această putere decât să spunem oamenilor acest lucru. Nici nu ne putem, propune așa ceva pentru că ar semna destrămarea arcului guvernamental. Nu neapărat un lucru rău dacă ar fi să se destrame pe reducerea taxelor. Pentru că spunem, acum, noi chiar am considerat și am propus reducerea cotei unice și mai mult, pentru a da șansa atât companiilor cât și persoanelor fizice să rămână un pic mai mult capitalizați în urma plății taxelor, iar statul chiar să-și colecteze banii, nu să aibă pe hârtie, așa cum este bugetul educației. Pentru că vreau să vă spun, bugetul educației, în mai mult de jumătate din el, sunt fonduri fictive. Nu se vor strânge niciodată. Și veți vedea că vom avea în acest an doar rectificări negative pe bugetul general. Consolidat. Și vor fi rectificări pozitive doar acolo unde nu ajung salariile. Vezi educația sau vezi cazul medicilor de familie. Sunt lucruri pe care apucăm să nu le mai spunem fiind prinși de febra congresului nostru, dar sunt lucruri adevărate. Și așa cum domnul președinte Oteanu spunea și în alte intervenții și spun și eu, parlamentarii liberali, chiar dacă aveau în față un congres, nu au încetat în a-și face munca de a spune oamenilor ceea ce noi credem, valorile care ne aduc împreună și pentru care luptăm. Nu avem încă votul pentru a le trece prin Parlament, dar spunându-le oamenilor, sperăm că ne-l vor și da într-un viitor. N-aș vrea să spun îndepărtat, pentru că atunci ar fi prea târziu pentru România, dar o reduce cota unică, a reduce chiar și TVA-ul, cel puțin pentru utilități unde avem prețuri reglementate și unde nu poate să vină furnizorul să-și pună să mărească adausul pentru a-și suplimenta el veniturile și câștigurile. Apoi în celelalte acțiuni pe care ne-am propus pentru a combate cât se poate criza, noi încurajăm munca și a colecta taxele. PSD-ul și PD-ul încurajează șomajul. Ei plătesc companiile pentru a-și trimite oamenii în șomaj. E un lucru atât de fundamental diferit încât îmi vine greu să cred că fără a ajunge la un numitor comun, cel puțin pe această temă care privește România și nu PNL-ul, am putea să avem vreun proiect de guvernare comun. Și de aceea spun, alegerile trebuie să vine cearnă... criza peste noi, vin și alegerile. Deja este, nu vine prezidențial. Criza. Haideți să vedem. Deja este și inclusiv faptul că PNL-ul e singurul partid care a venit cu un program anticriză. Ceea ce s-a întâmplat în Parlament când am discutat această propunere a PNL-ului a fost o rușine pentru un guvern care se crede serios. Da, domnite, înseamnă că nu v-a crezut populația, că nu v-a votat dacă ați venit cu acest program anticriză, nu? Să știți că n-a fost criza simțită de nimeni la... Nici acum nu o simțim la adevărata ei dimensiune, dar atunci nici măcar primele semne nu erau percepte. Unde e programul ăsta anticriză, domnule? Al PNL-ului? Da. Al PNL-ului a fost propus și este. Și nu, dar există documentul respectiv? Absolut. Și dacă e valabil, de ce nu l-au furat americanii până acum? Nu, noi vorbim de pentru România, pentru că nu e tot ce e valabil la noi, poate fi valabil în... Nu, că până acum în lume nimeni n-a descoperit niciun program anticriză. Încă nu s-a întâmplat așa ceva. Faptul că l-ați descoperit dumneavoastră, sigur, e un pas. Haideți, dacă vreți, poate fi numit prea pretențios, dar cel puțin de a combate cât se poate efectele. Sunt două lucruri diferite. Astăzi, candidați pentru PNL. Și Crina Antonescu a candidat pentru delegații PNL și a câștigat. Începând, acum se alege echipa, începând de mâine candidați din nou și dați mesajul pentru România. Așa este. În același timp, pe mine mă îngrijorează domnul Bogdan Olteanu, pe care eu îl consider că este un politician de mare viitor în această țară, chiar prin faptul că a știut să facă pasul înapoi. N-a candidat la nimic. Nu și-a asumat în acest moment. Însă dânsul a atacat foarte puternic adineori actuala conducere a partidului. Deci, dânsul a considerat pe domnul Orban nici mai mult, nici mai puțin decât o gloabă, nu? Despre asta a spus. Păi ați spus că
trebuie să dăm în cai, cai care trag și nu știu ce, dar acum trebuie să punem gloabele la muncă. Și ați spus că domnul Orban și organizația sa a avut cele mai slabe rezultate la alegerile din București. Nu asta ați spus? Am spus că organizația a mers prost și asta este o matematică pe care o putem măsura cu toți. Iată. Organizația deci, care a fost condusă de domnul Ludovic Orban. Deci trebuie să punem și gloabele la muncă. Deci eu n-am făcut altceva decât să traduc ceea ce se întâmplă. Va fi foarte incomod dacă se face acest tandem, Crin Antonescu, Ludovic Orban, va fi foarte incomod, cum foarte bine a sesizat doamna Șincai, cu Bogdan Olteanu în opoziție la PNL. În privința opoziției de partid, deci trebuie găsit o soluție cu domnul Olteanu în acest moment. În privința partidelor ca atare, în opinia mea, PSD-ul va face jocul pe care l-a făcut PDL-ul în primii ani ai guvernării cu dumneavoastră, cu PNL-ul. Erau în același timp și la putere și în opoziție. Pe un fond profund de criză, cum se întâmplă acum, PSD-ul, dacă vă uitați cu atenție, va accentua jocul pe opoziție. Deci aveți mare grijă, fiindcă segmentul acesta este ocupat de un partid puternic, care este PSD-ul. Deci vă place, nu vă place, PSD-ul e de trei ori mai mare ca PNL-ul. Avem în imagine, iată, conducerea Partidului Național Liberal, Crin Antonescu și Ludovic Orban discută. Suntem în așteptarea primei runde de vot a celei de-a doua zile ale Congresului. Să revedem declarațiile făcute de cei doi candidați la prima funcție în Partidul Național Liberal. Declarații foarte importante, poate cele decisive. PNL-ul nu va sta pe margine. Atât cât voi fi eu președinte, Partidul Național Liberal va lupta pentru ca soluțiile economice liberale să fie puse în aplicare. Eu cred că președintele Partidului Național Liberal nu trebuie să fie în vârf, ci în mijloc. Juristul Emil Boc și inginerul șef Gheorghe Pogea vor să mărească taxele, iar președintele Marinar cade în genunchi în fața FMI-ului și le predă, evident, cheile economiei românești. Traian Băsescu. Patru ani a denunțat ceea ce domnia sa a numit, pe bună dreptate, atunci, sistemul ticăloșit. Azi îl conduce, îl patronează. E la intrarea în bordelul politicii românești ca o codoașă bătrână. Dragi colegi liberali, mă uit în sală și văd sute de colegi cu care am luptat. Sunt în sala aceasta doi oameni, mulți dintre noi se fac că nu-i cunosc. Îl salut și îi mulțumesc pentru asta, fără niciun fel de sfială, Edinu Patriciu. Al doilea, care nici măcar nu va vota la acest congres, dar cărui prezență o salut aici cu noi, măcar ca invitat, e un om care a pus enorm din energia, din forța lui, la mijlocul anilor 90, pentru ca acest partid să reintre în prima scenă a politicii românești. Îl cheamă Viorel Cataramă. Vă chem alături de mine pentru a continua ceea ce am început împreună. Vreau curajul, credința și curățenia dumneavoastră. Împreună am făcut istorie. Împreună vom face în continuare istorie. Dumnezeu să vă binecuvânteze, Dumnezeu să binecuvânteze România. Am revenit în fabrică, ediție specială de aici, de la Palatul Parlamentului, Congresul Partidului Național Liberal. Să încercăm câteva concluzii cu acești invitați, pentru că vom schimba imediat invitații să vedem și alte păreri de aici, de la Partidul Național Liberal. Domnule Olteanu, ce șanse are Crin Antonescu în fața lui Traian Băsescu? Are șansa omului onest, omului care nu este băgat în porcării, în relații cu cei care încearcă să controleze lumea politică și să influențeze democrația românească. Are șansa unui mesaj, că nu vreau să spun discurs, a unui mesaj direct și clar, și are șansa, sper, a unei echipe largi care să-l susțină, a unei echipe nu doar formată din liberali, ci formată din oamenii care doresc o schimbare a modului de a administra politica românescă. Am de la dumneavoastră simt nevoia unei precizări. Unde a greșit Călin Popescu-Tăriceanu? Cimitirele sunt pline de oameni indispensabili. Nu e trebuie să greșești ca să îți pierzi poziția în politică. La un moment dat vine rândul altcuiva. Partidul a considerat că a venit rândul altcuiva. Domnule Domniței, are șanse Crin Antonescu în fața lui Traian Băsescu?
În primul rând, trebuie să dovedim că mesajul liberal este mai puternic decât orice alt mesaj, cu excepția cel al domnului președinte Băsescu, care nu are substanță, are doar formă. Va ajunge domnul Antonescu... Absolut. Va ajunge domnul Antonescu în turul 2 cu sprijinul nu numai al tuturor liberalilor, o parte aici de față, ci și a unei alte mari părți ale asociației românești care nu își găsește astăzi un azimut și care poate la rândul ei a fost decepționată de ceea ce a reprezentat domnul Băsescu în 2004 și care poate veni spre domnul Antonescu, astfel încât să existe un tur final la alegerile prezidențiale între domnul Crin Antonescu și Băsescu, soldat cu victoria primului. Eu, cel puțin, aici îmi exprim speranța și însumez prin persoana domnului Antonescu tot ceea ce are mai bun PNL-ul de oferit României pentru anii care vin. Mulți lideri aici pe holuri vorbeau și v-aș întreba dumneavoastră, domnule Chiriac, că s-ar putea să se renunțe la candidatura lui Crin Antonescu pentru prima funcție în stat și adică să ia în calcul și susținerea unui independent, așa cum s-a mai discutat până acum. Așa, după cum am văzut lucrările Congresului, este exact posibilitatea pe care ați evocat. Dar după cum am văzut lucrările Congresului, nu cred că domnul Crin Antonescu va renunța la această funcție, un moment politic. Deci dânsul vine pe val. Valul se poate sparge în stânga Băsescu sau se poate transforma în tsunami. De pildă, un lucru interesant în acest moment, pe care nu l-a făcut, știți cine? Domnul Traian Băsescu. Știți cum spărgea de la bun început acest val domnul Traian Băsescu? Dacă transmitea un mesaj de felicitare publică domnului Crin Antonescu sau dacă ar fi venit aici. N-a făcut acest lucru. Domnul Crin Antonescu, pleacă pe val. Atenție! Lucrurile nu s-au terminat. Practic, munca lui Crin Antonescu nu se sfârșește în această seară. Începe, de fapt, de luni. Crin Antonescu tocmai a votat, am văzut, așteptăm rezultatul votului, pentru că trebuie să avem în foarte scurt timp rezultatul acestui vot. Este prima rundă a votului. Luăm câteva minute de publicitate și revenim să vedem exact poate cu cine a votat Crin Antonescu, ce se întâmplă în continuare. Rămâneți în realitate. În câteva minute revenim după publicitate. Pădurile rețin apa, împrospătează aerul, fixează solul și apără de focul soarelui. Apă, aer, foc sau pământ, oricare dintre cele patru elemente poate fi îmblânzit de pădure. Iar o pădure poate fi la rândul ei îmblânzită, de tine. Ca să îmblânzești o pădure, începe cu primul pas. Crește-o de mică. În martie vino și sădește un arbore. Cu ajutorul tău, România prinde rădăcini. Am mătreață? Ce mă fac? Nu te îngrijora, există un șampon care îndepărtează eficient mătreața. Head & Shoulders cu formula Actizinc îndepărtează mătreața până la 100%. Nici urmă de mătreață! Folosind Head & Shoulders cu regularitate, poți uita definitiv de mătreață. De aceea, Head & Shoulders este recomandat de Societatea Română de Dermatologie. Cu noua mascara False Lash Effect, make-up artiștii nu mai au nevoie de gene false. Cea mai voluminoasă beriuță Max Factor. Gene de două ori mai lungi. Pentru gene spectaculoase, cum nu credeai că poți avea vreodată. Noua mascara False Lash Effect de la Max Factor. Informațiile puternice produc schimbări. Oamenii puternici le controlează. Cititorii Business Standard înțeleg exact ce se întâmplă în economie, pentru că informațiile puternice vin direct de la liderii din business. Înțelege schimbarea. Abonează-te. Intră pe www.standard.ro, secțiunea abonamente. Business Standard, pentru nivelul următor. Vă prezentăm o nouă invenție revoluționară, mașina de cules Ardei Gras. Mașina de cules Ardei Gras este un dispozitiv complex, dotat cu 10 locuri și cu o bandă rulantă acționată manual la unul dintre capete. Odată cu introducerea mașinii pe scară largă în agricultura rurală, se preconizează că eficiența culegerii ardeilor grași va crește cu aproximativ 0,5%. Inventatorul a fost felicitat din inimă de autoritățile statului. Pentru invenții adevărate, sprijiniți copiii inteligenți. Fundația Chance for Life. Oameni inteligenți investesc în inteligență.
Cotidianul îți aduce miercuri în colecția Literatura prima femeie laureată a premiului Pulitzer, Edith Wharton. Iubire și prejudecată în New York-ul în alte societăți la vârsta inocenței. Apreciez calitatea filă cu filă. BCR. Gândim la fel. Edith Wharton. Vârsta inocenței. Miercuri 25 martie, numai împreună cu ziarul Cotidianul, preț special ziar și carte, numai 6,9 lei. Cotidianul. Pentru cititori de elită. Ruladă de spanac cu ouă, supă de primăvară, crab cu cartofi noi și sos de roditi. Asta e astenia de primăvară. Eu îmi făceam deja planificarea pentru luna martie și am uitat să vă spun că a apărut revista Bucătăria pentru toți. Tema lunii? Primele verdețuri. Ruladă de pui cu urzici, ruladă de spanac cu ouă, tartă cu brânză de vaci și verdețuri. Maestrul Rosini în revista noastră? Sigur că da. Turnedor Rosini, vă înțelesul tuturor. Revista Bucătăria pentru toți. Ușor, natural, gustos. Mâine ești invitat la filmul zilei pe CineStar. Culoarea libertății. Mâine pe CineStar. Cotidianul te provoacă să-ți depășești limitele. Descoperă noua colecție Enciclopedica DVD. Începând de joi 26 martie, în fiecare lună în premieră în România pe DVD, un spectaculos documentar Discovery Channel. Primul DVD, Corpul uman, dincolo de limite, în parteneriat cu Siveco România. Special împreună cu ziarul revista Enciclopedica. Oameni extraordinari în luptă cu extremele naturii, dar și cu propriile limite. Preț special ziar, revistă și DVD, numai 12,9 lei. Cotidianul, pentru cititori de elită. Din seria Atlas de mitocănie urbană, Radio Guerilla prezintă Bădăranul de cinematograf, Pițipoanca de companie, Mitocanul de birou, Cocalarul de trafic, Mârlanul de dorobanți, Țăranul de mol. Dacă ai fost deranjat de comportamentul lor, povestește-ne pe antimitocanie@eliberadio.ro. Atlas de mitocănie urbană. Un demers de bun simț, Radio Guerilla. Cât costă? Numai 45 de bani. Ha? Noul Preste lasă cu gura căscată. Nutri-Day Ușor este acum și mai ieftin. Doar 45 de bani. Nutri-Day Ușor la un preț și mai uimitor. Firele albe aspre sunt greu de acoperit. Londa Color pentru fire albe dificile. O nouă colecție cu un tratament special prevopsire ce netezește textura firelor albe pentru ca ele să absoarbă mai bine culoarea. Pentru acoperire perfectă a firelor albe care durează până la 6 săptămâni. Londa Color. Pentru o viață plină de culoare. Adio firelor albe. Nu pot lăsa durerea să ne strice planurile. De aceea am ales Voltaren Emulgel cu formulare unică. Scade inflamația din profunzime și îndepărtează durerea. Voltaren. Bucuria mișcării. Holsten. Am adus cele trei ingrediente pure ale berii germane. Hamei, orz, apă și în noul Holsten fără alcool. Respect. Ca tu să te bucuri de aceeași calitate cu care te-ai obișnuit. Holsten. Totul pentru gust. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Ediție specială Fabrica, Palatul Parlamentului, Congresul Partidului Național Liberal. Să vedem spre ce ne întreptăm de la această oră încolo. Invitații mei, doamna Alina Gorghiu, Partidul Național Liberal, să vă prezintă, totuși deputat, iată, al partidului. Silviu Sergiu, colegul meu de la evenimentul zilei. Bună ziua, bine ai venit și domnul Teodor Atanasiu. Partidul Național Liberal a fost ministru al apărării. Mai avem foarte mult timp, din păcate. Domnule Atanasiu, Călin Popescu-Tăriceanu, ce rol va avea de acum înainte? Fiind președinte, fost președinte al partidului, conform statutului partidului, face parte din echipa de conducere a Partidului Național Liberal, se alătură celor mai vârstnici președinței noștri, domnului Câmpeanu și domnului Chintus, și, bineînțeles, va participa la toate deciziile pe care partidul le ia. Da, nu uităm că este și lider de grup. Până la deputaților. Camera deputaților, da, preia cumva ștafeta de la domnul Crin Antonescu, iată, care a fost lider de grup. Da, cumva a preluat-o anterior, a și dat-o acum, se pare, domnului Crin Antonescu. Rămâne în continuare lider. Unde a greșit Călin Popescu-Tăriceanu, în opinia dumneavoastră?
Eu nu cred că a făcut vreo greșeală din punctul meu de vedere, pentru că vă dați seama, eu care l-am votat pe Călin Popescu-Tăriceanu la președinția partidului, n-aș putea spune că a făcut vreo greșeală, pentru că atunci aș fi susținut. Vedea și din această perspectivă exact unde a fost greșeala. De ce nu a mers partidul pe continuitate, adică pe... Din punctul meu de vedere, s-a creat acea emoție cu reajungerea la guvernare. Din punctul meu de vedere, este o emoție creată fără o bază reală, pentru că se va vedea în viitor apropiat. Actuala echipă nu cred că va avea forța necesară să impună PNL-ul la guvernare în condițiile pe care PNL-ul le solicită. Silviu Sărge. Doamna Gheorgheu are dreptate și remarc franchețea. Da, despre asta a fost vorba. Cei care au făcut campanie lui Crin Antonescu au promis liderilor de filiale revenirea la guvernare într-o ecuație cu PDL-ul. E greu de crezut și e prea devreme să spunem dacă se va întâmpla acest lucru. Cert este că s-ar putea ca PNL-ul să ajungă la un moment dat în situația de a pierde lucrurile importante pe care le avea ca partid. Pentru că mă gândesc că în cazul în care candidatul PNL n-ar reuși să intre în turul 2 la prezidențiale, el va trebui să, mă rog, PNL-ul va trebui să anunțe sprijin pentru domnul Geoană. Mă gândesc că pentru Traian Băsescu e mai greu. Foarte important. Domnule Atanasiu, este expusă această variantă să se renunțe sau poate să nici nu se ajungă la Crin Antonescu candidat pentru prima funcție în stat, să se meargă pe altcineva, pe sprijinirea altui candidat? Nu este spus deloc să renunțe la candidatura lui Crin Antonescu. Asta depinde de ce vor spune sondajele de opinie și studiile care se vor face în viitorul foarte apropiat. Ceea ce e foarte clar, Crin Antonescu nu pornește într-o postură de mare favorit, așa cum a fost prezentat de către cei care doreau să stârnească entuziasmul votanților. Mai mult vă spun, ca unul care sunt președinte de județ și văd ce se întâmplă, Crin Antonescu practic la țară e total necunoscut. Noi când au venit delegații la congres, i-au întrebat familiile unde mergeți la congres, dar ce faceți acolo? Păi alegem între Tăriceanu și Antonescu. Dar cine e Antonescu? Deci să nu aveți impresia... Chiar așa? Credeți? Da. Chiar așa este la nivel local? Da, chiar așa. Deci să nu aveți impresia că în mediul rural în România lumea stă toată ziua cu ochii pe televiziunile de știri și știe despre viața politică din România. Ei, știu cine a fost prim-ministru, știu cine a fost președintele României. Mai rar mai cunosc câte un parlamentar, dacă se poate, de acolo, de la el, din colegiu și cu asta basta. Spuneți că Crin Antonescu nu stă pe televiziunile de știri. Doamna Gheorgheu, pe Călin Popescu-Tăriceanu, pe ce alte televiziuni l-am mai văzut? Sau de ce l-ar cunoaște mai mult pe Călin Popescu-Tăriceanu de ce? A fost premier 4 ani de zile, a fost opoziția la Traian Băsescu 4 ani de zile și atunci cred că nu există român care să nu-l cunoască pe Călin Popescu-Tăriceanu. Asta nu înseamnă că îl și place. Nu, dar pentru a putea fi ales e o condiție elementară să fii cunoscut. Ori notorietatea este în favoarea lui Călin Popescu-Tăriceanu. A fost și va fi încă o bună bucată de vreme. Eu cred că Crin Antonescu e un om într-adevăr de calitate, a meritat voturile pe care le-a adunat, dar cred că are un interval de timp foarte scurt până în noiembrie, când se vor organiza alegerile prezidențiale, pentru a căpăta măcar nivelul de notorietate la care sperăm pentru a putea fi un candidat prezidențiabil care să aibă vreo ultimul șansă. Minut, Silviu, atul pe care l-are Crin Antonescu este prospețimea. S-ar putea ca acest politician, care nu e foarte cunoscut acum, dar care cu siguranță va avea o vizibilitate mare, să mobilizeze din segmentul de electorat urban pe care probabil PNL-ul s-ar putea să se întâmple acest lucru. Când Călin Popescu-Tăriceanu i-a spus că nu-l invidiază că a câștigat șefia PNL pentru că va fi greu, s-a referit și la un lucru. Te felicit, cred. Dar nu te invidiez? Da. Domnul Crin Antonescu, dacă se va merge cu dânsul în campania pentru prezidențiale, va fi primul președinte al PNL în care îmi cer scuze, se va afla singur în această bătălie. Pentru că până acum a existat un Traian Băsescu, a existat o convenție democrată, au existat alianțe. Primul candidat al Partidului Național Liberal de la domnul Radu Câmpeanu. De la domnul Radu Câmpeanu este primul dacă nu se va apela la o soluție externă sau se va încheia vreo alianță. Și nu va fi foarte simplu. Pentru că marea bătălie va fi să conserve scorul partidului
de la ultimele alegeri și eventual să intre în turul 2 dacă va reuși să îl învingă pe Mircea. Mulțumesc invitațiilor pentru prezența în emisiune. Congresul continuă, suntem în momentul votului. Acest vot este pe cale să se termine. Vă vom prezenta în fiecare jurnal exact situația la zi și poate cel mai important echipa care va conduce Partidul Național Liberal, care știm deja va fi în frunte cu Crin Antonescu și Ludovic Orban. Rămâneți în realitate, revenim în foarte scurt timp de aici, de la Palatul Parlamentului. De-a lungul anilor ai avut mai multe frizuri. Dar pentru toate e nevoie de păr. Păr pe care nu-ți permiți să-l irosești. Mătreața e un semn al problemelor scalpului care pot duce la pierderea părului. Creat special pentru bărbați, noul Head & Shoulders Hair Endurance îndepărtează mătreața până la 100% și te ajută să-ți păstrezi părul mai mult timp. Noul Head & Shoulders Hair Endurance. Vei petrece vacanța anul acesta. Vino la Târgul de Turism al României în perioada 19-22 martie la Romexpo. Mașini noi? Intră pe autonovo.ro. Gândit pentru a-ți alege mașina potrivită. Cotidianul te invită să descoperi mituri biblice, povești, locuri și personaje din Vechiul și Noul Testament. Adam și Eva, Turnul Babel, Moise și cele 10 porunci, de la Ana la Caiafa până la Miracolul Înălțării. 5 volume esențiale, 320 de pagini, sute de reprezentări artistice excepționale. În fiecare lună, numai împreună cu ziarul Cotidianul, Mituri Biblice. O colecție apărută cu sprijinul Romtelecom. Luni 23 martie, volumul 2, preț special 14,9 lei. Cotidianul, pentru cititori de elită. Sângerarea gingivală este unul dintre primele semne ale îmbolnăvirii gingiei, cauza principală a căderii dinților. Parodontax, pasta de dinți cu 70% ingrediente active, ajută la oprirea sângerărilor gingivale. Pregătiți? Haideți! Știți cum e când vine primăvara? Vremea e schimbătoare și oricât am încercat, nu-i putem feri mereu. Iar cu apărare slabă, e și mai greu să te descurci. De aceea, pentru un organism mai rezistent, noi bem Actimel în fiecare zi. Actimel cu L-case Immunitas contribuie la întărirea sistemului natural de apărare al organismului. Fii întotdeauna pregătit! E timpul să faci economii. La Gamma Ford ai 7600 lei primă de casare plus oferte speciale. Ford Focus cu ABS, aer condiționat, radio CD și multe altele la 10.600 euro cu TVA și două prime de casare incluse. Din toate locurile prin care au trecut, banii tăi știu unde le este cel mai bine. De aceea preferă Raiffeisen Bank. Indiferent de sumă, aici ai garantat una dintre cele mai mari 3 dobânzi de pe piață la depozitele pe 3 luni. Raiffeisen Bank. Reușim împreună! Chi può fermare il fiume che corre verso il mare? Le rondini nel cielo che vanno verso il sole. Chi può cambiare l'amore? L'amore mio per te. Don Café, caffè con soufflet. Acum 2 zile. Ieri.
azi. Pielea sub brațul este încă fină. Noul deodorant Nivea Double Effect. 24 de ore de protecție și epilare mai eficientă, deci mai rară. Bucură-te de o piele fină pentru mai mult timp. Deodorantul Nivea Double Effect.